Hai să-ți spun de ce să nu renunți la o relație de cuplu, deși acum nu-ți face cel mai mult bine și poate chiar crezi că e o relație toxică. Atenție, asta este o părere foarte, foarte nepopulară. Cum par eu că o să-mi iau o grămadă de hate pe chestia asta, dar ascultă-mă până la final și abia apoi lasă-mi un comentariu dacă ești de acord sau nu. Și chestia asta nu se întâmplă doar în cuplu. Îmi e teamă să cer o mărire, demisionez. Nu văd rezultate din prima săptămână când mă duc la sală. Nici nu mă mai țin de dietă. E că vezi un comportament imperfect și zici că persoana este toxică. Și pleci. Nu-ți convine ceva? Pleci. Ghici ce? Ai avea o relație minunată dacă ai învățat să depui niște efort pentru ea și dacă ai reușit să dezvolți niște abilități ca să o menții. Gen comunicare, vulnerabilizare. Ce se întâmplă este că dacă eviți mereu conflictul, niciodată nu o să reușești să-ți crești, să-ți dezvolți abilitățile de comunicare și niciun partener pe lumea asta nu o să-ți ghicească ție gândurile sau să fie măcar perfecțiunea întruchipată. Îți convine că nu face lucrurile exact așa cum vrei tu și preferi să zici că nu ești tratată cum trebuie și pleci. Ții la el, dar vă certați mereu și preferi să pleci în loc să învățați să comunicați unul pe limba celuilalt. Adevărul este că dacă o să pleci fix când începe furtuna, nu o să ai niciodată, nu o să dezvolți niciodată abilitatea de a naviga pe o mare furtunoasă. Iar viața are atât zile însorite cât și zile furtunoase. Nimeni nu s-a născut învățat. Majoritatea dintre noi am învățat tiparele de relaționare din familie, dar de cele mai multe ori sunt incorrect. Ca să înveți să conduci, mergi la o școală de șoferi. Dar de la relații ai credința că ele trebuie să funcționeze așa, de la sine. Și dacă nu merge, îți spui, n-a fost să fie, nu eram suflete pereche. Sau îți spui, poate nu ne-a fost menit să fim împreună, niște prostii și baliverne pe care le folosești doar ca să-ți ascunzi lipsa de abilități de relaționare și comunicare. Fac videourile astea tocmai ca ție să-ți fie un pic mai ușor să iubești și să nu pierzi persoana iubită din neștiință, așa cum mi s-a întâmplat mie. Acum că ai ajuns la final, spune-mi ce părere ai, adevărat sau fals? Și dă-mi follow pentru mai multe sfaturi despre relaționare corectă.